Se remarcă o situație alarmantă la cea mai periculoasă instalație nucleară din Europa, conform dezvăluirilor recent făcute. Situația a fost dezvăluită de o anchetă. Un silos de deșeuri radioactive aflat în apropierea Mării Irlandei a fost identificat ca având scurgeri care prezintă un potențial pericol pentru sănătatea publicului, pentru sursele subterane de apă cu implicații care se pot extinde până în Europa de Nord. Cu o suprafață de 6 km pătrați, Sellafield găzduiește cel mai mare stoc de plutoniu din lume și are o istorie în producția de armament nuclear și energie atomică. Îngrijorări privind siguranța întregii instalații au fost evidențiate într-un document intern în noiembrie 2022. Punând accentul pe riscuri cumulate legate de siguranța nucleară și norme privind incendiile. Cu toate acestea, unele riscuri, inclusiv cele legate de scurgerile radioactive, au fost ținute ascunse sau subestimate. Autoritățile americane au atras atenția asupra problemelor de infrastructură și lipsa de transparență a autorităților britanice, iar tensiuni persistă între guvernele din Marea Britanie, Irlanda și Norvegia, care se tem de consecințele unui accident major la Sellafield. Mai mult, instalația a devenit ținta unor atacuri informatice cu implicații grave pentru securitatea și supravegherea deșeurilor radioactive. Până în prezent, nu există indicii că programele informatice vizate au fost remediate, relatează realitatea.net.